Bine v-am regăsit! Berbec! Succesul nu e departe, parcă deja se întrevede la orizont și ești extrem de mulțumit de eforturile depuse pentru că, iată, s-au soldat cu un succes deplin. A meritat să muncești atât de mult, uneori chiar și peste puterile tale. Taur, ocupă-te de astăzi de lucrurile mici și neimportante pe care le-ai tot amânat în ultima vreme, încât au atins un nivel care nu mai suferă amânare. Vei scăpa foarte ușor de o mulțime de fleacuri, pentru că la urma urmei sunt doar multe, nu și complicate. Gemeni, dragostea nu se poate desfășura mereu doar într-un câmp de floricele, ci mai apar și conflicte între îndrăgostiți. Pregătește-te astăzi pentru o confruntare aprinsă cu partenerul, dar dacă îl vezi mai nervos și nu vrea deloc să coboare tonul, fii tu cel care trece cu vederea atmosfera aceasta încordată. Rac, oboseala își spune cuvântul pentru că vine un moment când riști să clachezi pur și simplu. Problema e că nici pe ceilalți nu te poți baza, se vede că și tu și ei sunteți la fel de extenuați, de demotivați și așteptați fiecare unii de la alții o încurajare, un miracol care să vă redea cheful de muncă. Leu, ești vedeta zilei pentru că joci rol principal în activitățile tuturor celorlalte zodii. Cine te are alături astăzi are numai de câștigat pentru că tu deții o mulțime de informații, de resurse, de calități care puse în slujba celorlalți îi va scoate din cele mai complicate situații. Ești motor de energie, susținător, prieten, tovarăș, îndrumător, partener, orice e nevoie. Fecioară, dacă nu ai cu cine colabora astăzi, nu intra în panică, numai trecând printr-un moment dificil îți vei da seama că deții tot ce ai nevoie pentru un succes deplin. Dacă pretinzi de la ceilalți o implicare mai serioasă, ai fi dezamăgit descoperind că partenerii tăi de lucru tot de la tine așteaptă soluții, tot pe umerii tăi aruncă toate responsabilitățile. Tu poți, deci arată. Cu detalii despre următoarele 6 zodii ne revedem imediat.